Ofensivă, Taub, Șep și Florescu și Goga la mijlocul terenului, în atac Hațegan, probabil în spatele lui Cristian Gavra. Sunt doi dintre oamenii care au urtându-ne la ultimele sezoane. Sunt mai multe formații din eșalonul secund care vor să promoveze, ceea ce evident este foarte bine pentru noi toți. Ce lovitură frumoasă scoate însă Cosmin Durbozoancă, două valul românesc. Încă o dată Alexandru Petruș în lateral dreapta pentru Răzvan Gunie. Vine centrarea, ar trebui să vedem un șut acum, frumos încercat cu exteriorul piciorului drept de... Poate că până la urmă lucrurile se vor regla și Timișoara va avea măcar una în Liga 1 și una în Liga Secundă. Deocamdată Poli Timișoara a reușit să urce de pe ultimul loc al clasamentului, lăsându-i poziția de lanternă roșie Daciei Unirea Brăila. Și este gol! Iată ce înseamnă să... Și antrenorii îl strigă Geo pe George Florescu. E lovitură liberă pentru Energeticianul. Se înalță în Sabrudan. Reușește să respingă. Șut în blocaj. Se cere lovitură de la 11 metri. Promovarea acum la 100 de ani de la înființarea clubului. Tiberiu Căpușă vine cu centrarea pentru Hațegan. Nu reușește însă preluă, marcând de minutul 14. E un contraatac acum pus la cale de clujeni. Pasa vine destul de târziu și cam în spate și totul se termină cu această intervenție oportună. Activă fundașul dreapta. Vine cu centrarea de această dată Răzvan Gunie. Sunt probleme pentru Ursu și faza este încheiată de șutul la distanță mare. Fondată echipa din Șirinasa. Iată o fază care curge interesant. U.Cluj încearcă să se apropie de poarta lui Axinte. Hațegan însă nu venise în spatele celuilalt fundaș central. Nu reușește însă. Poate acum Carol Taub intră în careu și este un balon deviat de Ismael Guiti. Așa cum spunea înainte de începerea acestei partide, vom da totul pentru a reuși un rezultat mare. Deocamdată însă Rusu reușește. Au fost mulți jucători de care s-a despărțit Energeticianul, mulți fotbaliști nou veniți și este un offside aici, deși faza cursese deziderat un țel impunător pentru o echipă de talia celei precum Energeticianul. E bine însă, cu cât mai multe formate, Taub încearcă să trimită pe lângă adversarul din fața sa, este o zonă închisă însă, destul de greu și pentru Laszlo Șep și vine cu centrarea și este parada lui Teodora Hagi. Greu de înțeles un astfel de gest, mai ales când te simți vinovat, când știi ce ai făcut, totul ești cu gura mare, ca să folosim o expresie. Atunci când nu sunt faze în care să greșească în mod flagrant, ca cea de ieri la care făceam referire. Marcel Bârsan probabil va fi chemat de Comisia Centrală a Arbitrilor. Încearcă să-l inițieze Șepcile Roșii. George Florescu vine până la urmă cu rezolvarea. Și da, Gavra poate deschide pentru Iuliu Hațegan, care se apropie de careul advers. Hațegan, scăriță și cine-l urechează? Gătire. Studenții chiar au reușit câteva amicale interesante, inclusiv un joc împotriva celor de la Punic Erevan. Gavra reușea să marcheze o dublă, iar Gabi Giurgiu, și unul dintre veterani, a marcat un gol. Acum e o fază interesantă cu un balon șutat excelent de Alexandru Petruș. Nează acum un jucător pentru faulturi mai puțin dură decât cel de ieri, nici măcar cu galben se poate considera acoperit. Iată ce e contra frumoasă. Hațegan vine cu șutul, scoate Teodor Axinte. E a doua oară când Hațegan scoate târziu, vine șutul, mingea trece pe lângă poartă. Are tehnici în cariera lor. Sper ca pe site-ul digisport.ro să aflăm la un moment dat și ce decizii au luat cei care conduc arbitrajul românesc, pentru că nu le uităm nici pe celelalte. Și la nivelul ligii întâi, dar și la nivelul diviziei secunde. Probleme aici pentru cei de la U.Cluj. Vine și șutul în blocaj. Ocazie mare de gol pentru Vlad. Decât foarte târziu. Iată încă o pasă excelentă. Abrudan apare în fața porții și este o nouă ocazie de gol pentru gazde. Ia să vedem dacă se dă penalti. Și cartonaș.
Nu, este simulare până la urmă. Cartona Liga Campionilor, când toată lumea este într-o continuă mișcare pe teren, tu intri de 5 minute și te uiți la ei tăi. Un șut care obține până la urmă un corner pentru... Acum când Marius Ciocu rămâne singur în zona mediană a terenului, vine imediat cu pasa pentru Mihai Maxin. Maxin pregătește șutul, Căpuș însă se opune cu succes. Și mai mereu ezită, încă o dată Vlad Rusu intră în careu. Vlad Rusu și vine șutul, scoate însă defensiva clujenilor. Dragu, Dragu, un șut care se putea dovedi un assist excepțional. În fine, cei din Cluj se duc și în cealaltă jumătate de teren. Bună fază, superioritate, accente, poate șuta, o face acum. Mingea respinsă și prinsă până la urmă de Teodor Axin pentru Hațiegan și Gavra. Până prin minutul 70, când cei doi au fost înlocuiți de Ianu și de Axente. La fazele fixe însă nu sunt probleme și nici nu au fost pentru șepcile roșii. U.Cluj a mai învins cu 1-0 în deplasare, specialitatea casei la începutul lunii decembrie pe Metalo Globus. De regulă însă victoriile au fost destul de consistente. Dar U.Cluj s-a descurcat mult mai bine pe teren propriu, dar și marcat multe goluri. Iată încă o fază interesantă, Axente, intră în careu, Axente, Axente și gol! 2-0!